face. Bravo, Iancule. Hop, ascultet. Hop, 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 hop. Hei. Da, Iancule. Hei. Hei, 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 hei. Hai, hai. Hei. Hop, hop. Ești foarte impresionat. Ioi, Don, e fel! Tu nu ai ce! Dar e bun! Destul mă zdrunci, n-ai ce faci. Ne duci cu calul, mă? Ne duci cu calul? Da, vă duc cu furnica. O, oh, Ghiboliță, ioi, ioi, stop, Ana. Ce-am zis despre Robin Victor? Nici tu nu mai ai voie să sari. Dă-te jos, nu mai ai voie nici tu să sari, că ai lovit-o pe Sofia. Și știi regula. Eu am lovit-o. Da, pune-te ca un cal. Te rog. Călcat pe picior? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a hai că te filmează mama ta și nu? Nu vrei să te vezi poate un an de zile cum plângeai tu când ai căzut de pe cal? Fii curajos! Ai grijă să nu cadă Sofia pe tine! Păi mi-a fost picior! Sofia pe tine! Păi mi-a fost picior! Am făcut rulada cu căpșuni. Tartă de afine și un hamburger sau sandwich pentru la căsuță. Superb. Pregătim. 2, 3. Stai. 2, 3 și. Victor a trișat. Păi el a bătut de mai multe ori înainte să începeți. Nu există trișare, doar distracție. La scoare de mult. Și eu m-am ciocanit. Te ciocanit cu muca, stai. Ideea lui. Hai să încercăm să nu proscăm prin toată casa Victor, că tu o să aspie și asta. Nu mai zice că e amor. Dar tu ești șeful cu aspirator. Cine știe aspira cel mai bine din casa? Tu! Eu. Așa. Dar nu vreau să. Și bine și bani. Că deja trebuie să-mi dea mami bani. Ți-ți datoare, așa-i? Eu când eram mic nu primeam bani, pe tavoli, să știi. Da, păi noi ne-am înțeles acum cu afacere. Am făcut o afacere, așa. Ca să ne cumpărăm jucărie. Da, cu banii noștri, nu cu banii lor. Hai, mă, ce independent sunteți. Domnule Engel, sunteți de acord cu această afacere?
acolo și el ne dă. Câteodată. Victor mi-a cerut și cât bani mi-a cerut pe reclama aia ce am făcut-o. Cât bani ți-a cerut? 2 lei mi-a cerut. Fai de... Ce bun e laptele de capră. Eu beau în fiecare zi. Vrei și tu? Așa, Victor, aia cu laptele. Mi-ai zis că tu bei lapte în fiecare zi. No, zice, acum trebuie să-mi dai bani. Nu, zic bine, câte-ți treaba? 2 lei. 2 lei, e bun. Așa mă gândeam că o să zică 50 de lei. 50 de lei e cam mult. Stai. Stai, că 50 de lei nu lua nici cameraman, nici videoeditorul. Nici cameramanul, videoeditorul, producătorul, directorul. Nimeni nu lua cameraman. Și bani. Screen... Dar 2 lei e ok. 2 lei e bine. Eu zic că dacă merg cu tariful ăsta, ajungi departe. Trebuie să fim mulțumit cu mai puțin la început. Păi nu te mult, am făcut 100 de lei și am cheltuit 90 de lei. Ca să locuiți în casa asta amândoi și unul stă acolo și unul încoace. Victor, facem de aici, o să-ți facem și tavanul. Unde ne ajungem? Păi dacă spargem... Lasă-mă să-ți spun! Dacă spargem... Dar Sofia, îl ajută și soțul tău pe Victor. Nu, nu las! Nu, no, asta nu-i treabă. Păi cum să nu iubești pe sora ta? Tot timpul trebuie să iubești. Și când nu ești de acord cu ea? Sau ea nu-i de acord cu tine? Nu se poate să nu se iubească frații între ei. Poate dacă ea nu vrea să te ajute, înseamnă că se gândește la altceva și tu trebuie să te gândești un pic și la ce zice ea. Nu? Îți pun și ție paste. Da. Mai mănânci ăla? Nu. Nu-i putea sparge după reța aceea cu jumătate de gărușcă negata? O burtică atâta! Dacă nu termin, dacă nu mănânci gărușcă, nu-i putea sparge după reța. Spun eu. Cel mai bine să nu spargi, Victor. E greu de făcut. Deci ca să spun. Mă spune, nici spune. Facem de aici. Tere, tere. Mai facem un perete. Da. Și să fiți facem un perete. Dar ce sunteți de... Nu știu eu cât Sofia, bani nu te agita. Ca să spargi și încă nu știu eu cât bani ca să repar. Pentru că eu nu te-o ai ajutat. Pentru că ideea și dacă punem încă o dată, casa e din nou completă. Trebuie să te gândești bine, Victor, că ea nu-i de acord. Înainte să te apuci de spart, te gândești bine, 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 da? Sau poate să faci o altă casă, cum vrei tu. Îți termin școlile, Victor? Nu termin școlile. Poftim? Trebuie să înveți bine la școală ca să fii un inginer sau un polițist sau ceva. Ca să poți să ai un salar bun și atunci îți faci o casă cum vrei tu. Și nu mai cer părerea la Sofia. Ce zici? Ha? Dar nu mă lăsești pe asta. La ce ce? Dacă dai greș cu asta și spați pe peretele, adică crapă peretele, o demolestătă, scoate mobila și gata, tu ai început de la capăt. Mă, dar ce ușor viva o să demolați, mă. Tu știi ce mă machinui eu cu mame să facem casa asta și voi vorbiți de demolatătă. Eu nu. Măi, copii, mă. Eu zic așa, stați așa, voi... Înainte să spargi ceva, să dărâm ceva, Victor, așa spune legea, trebuie să te miniești măcar 2 ani de zile. Auzi? Trebuie să o gândim 5, că s-o născută să-l gândești. Dar din gura asta mi-ai de ce te dai un sani?
a murit? Da. Deci trebuie să te gândești doi ani. Știi ce munte? După ce-ți vine ideea, știi ce munte e ăla? Everest. Everest. Vârful Everest. E cel mai mare vârf din lume, Victor. 8878 de metri. 8878. Aproape cât de aici până în Baia Mare. Mai lung? Dar în sus. Așa să te gândești că aproape un pic, mai, un pic, mai, un pic mai mic, mai sus de 8878, circulă avioanele. Da și mie un pic.